de dimineața, ce faceți? Sunt... Stați așa că n-am lumină. Încep să mă dau și eu cu rușcă. Nu m-am dat de secole. Așa. Să zicem, ceva de genul. Bun, neața, again, oficial. Stați așa, să nu... să nu mi se desfacă halatul, că s-ar putea să trecem în altfel de content. Ah, ce faceți? Haideți că am câteva minute și pot să vorbesc cu voi. Astăzi începem un nou daily vlog și începem prin a merge undeva. Trebuie să ajung undeva în București, departe, destul de departe de mine. Pentru că sunt model pentru unghii, dacă mai țineți voi minte, dar nu cred că v-am zis, nu cred că v-am spus. Aniela și-a deschis, Aniela, prietena mea, și-a deschis un studio de manicură. În prezent face manicură semi-permanentă. O să vă las link-ul de la Instagram-ul ei și puteți să-i scrieți acolo și să vorbiți cu ea mai mult dacă vă interesează, dacă sunteți din Otopeni, zona asta. Poate vă interesează pentru că deocamdată cel puțin are niște prețuri destul de ok pentru manicură, mai ales la ce am auzit, niște scoruri pe care le-am auzit, mi s-a părut înfiorător. Așa, și are niște prețuri destul de ok și dacă vreți să vă programați la ea manicură, o să vă las în descriere. Dar anyway, nu asta era subiectul. Cert este că a fost la un moment dat la un curs de manicură pe care l-a făcut cu cineva, ci că e important din industrie, habar n-am. Și acum acel tip mai ține un curs la care și ea și eu suntem modele. Adică e ceva cu despre cuticul, o să ne facă cuticul la așa. Și m-a luat și pe mine pe sus cum ar veni. Apropo de asta, să-mi aduc aminte să mă dau și eu cu cremă pe mâini. Și o să mă dau cu SPF. Așa. Și acolo mergem de dimineață, lucru care o să dureze, nu știu, cursul o să dureze ceva, că e curs, nu e sesiune de manicură și gata. Adică este curs și, na, sunt cursante și trebuie să vorbească și nu știu ce și trebuie să fim acolo pe la 11. Acum este 7 și jumătate, de aia zic că mai am câteva minute până să plec. Și după aia, pe seară, s-ar putea să am un eveniment. N-am înțeles nimic de la tătucu, deci jur că trebuie să o bag în ședință, că nu. N-am înțeles de la ea ce vrea. Dacă evenimentul e astăzi sau vinerea viitoare, că n-a specificat. A zis vineri. Dar vineri poate însemna astăzi. Și vineri poate însemna să și săptămâna viitoare. Și trebuie să o întreb neapărat dacă astăzi este acel eveniment, că s-ar putea să fie un eveniment pe seară. Și dacă este astăzi, vă zic, dacă nu, venim acasă sau vedem ce facem. Anyway, cert este că o să mergem acolo, vedem despre ce e vorba. Sunt foarte curioasă și eu la manicură, să vedem. Mai învăț și eu în alta. Chiar nu mi-am mai făcut manicura de mult timp, adică nu mai țin minte când mi-am făcut ultima dată. Mi s-au tot rupt unghiile. Nu le mai am atât de fragile, cred că grație vitaminelor pe care le iau, nu le mai am atât de fragile, dar mi s-au rupt, că na, făcând la dressing și la toate cele și băgând mâna prin toate prostiile și toată lumea îmi spune, poartă mănuși, poartă mănuși. Eu nu pot să port mănuși când fac ceva. Mi-aș dori foarte tare ca toată lumea când vorbește așa să priceapă și contextul celuilalt, nu numai contextul lor. Da, mi-aș dori să port mănuși, mi-ar plăcea foarte tare să nu-mi rup mâinile, să nu mă zgârii, să nu tai mâinile, să nu mă pătesc și așa mai departe. Mi-ar plăcea super tare. Dar ideea este că nu pot. Pentru mine degetele, cel puțin buricele degetelor, funcționează exact ca la orbi. Deci mi-am dat seama că funcționez exact ca orbii care sunt orbi în totalitate. Pentru mine buricele degetelor, în mare parte din timp, reprezintă ochii mei. Da? Cu ele văd detaliile. Și de foarte multe ori am tendința să pierd detaliile dacă nu folosesc mâinile. Și când spăl vasele, și când fac chestii în grădină, mai ales dacă plivesc sau ceva, când sunt buruieni din alea micuțe care trebuiesc separate de alte plântuțe,
Nu, dacă tu le simți, nu poți să le jumul și cu mânușile nu pot. Și de aia nu port mânuși când fac chestii. Foarte rar îmi pun mânuși, îmi dau să iau mai și eu că ar trebui, dar nu pot. Și mi-ar plăcea foarte tare, cum ziceam, ca oamenii când vorbesc despre treaba asta, să înțeleagă că nu toți avem aceeași realitate. Și că da, poate nu sunt în totalitate, nu sunt 100% oarbă, sunt doar 80% oarbă, 80 și ceva la sută oarbă, dar cu toate astea, funcționez diferit de ei, da? Asta nu mă face să... Asta nu înseamnă că funcționez la fel. Anyway, da, ăsta e rentul meu pentru dimineața asta legat de treaba asta. Sunt aproape despuiată. O să mă îmbrac acum. Aștept să vină lumina, că vreau să filmez și un outfit, că tot mai am un pic de timp și îmi place outfit-ul pe care mi l-am ales astăzi. Este semi-primăveratic, otomnatic, așa. Și îmi place tare și aș vrea să-l... filmez și de aștept să vină puțin mai multă lumină în partea asta, că partea asta filmez, nu aici, și așa, aici, și aș vrea să vină mai multă lumină și de-aia aștept acum și de-aia m-am dat și cu cremă, că poate mi se mai înmoaie cuticulele care la mine sunt foarte uscate, că am în general am mâinile foarte uscate băgându-le în toate prostiile. Da, deci asta facem astăzi. Știți ce mi s-a întâmplat de dimineață? Foarte interesant. M-am trezit la 5, că am zis să mă trezesc mai devreme, să-mi iau timpul meu, că mie îmi place să am dimineața un timp așa în care îmi beau cafea, mă uit la chestii, ori ascult un audiobook, ori nu știu ce. Și zic ca să am timp până plec să fac toată treaba asta, să mă simt eu relaxată. Zic, ok. Mă trezesc la 5, Jimmy era lângă mine, molfăia la păturică, l-am pupat, l-am iubit, l-am drăgălit, nu știu ce, nu era plin de praf. Și l-am luat, zic, hai să mergem să-ți dau să mănânci. N-a vrut să mănânce, dar înainte să-i dau să mănânce, mă duc pe holul de la, din fața băii. Și când calc, simt așa cu primul picior, când am călcat cu dreptul, zic, ceva e în neregulă. Era mocheta trasă, că acolo încă nu am parchet, este mochetă. Și era mocheta trasă, zic, Udi s-a jucat pe aici. Și asta înseamnă că este un ger în apropiere. Și ce credeți? Când am dat cu celălalt picior, să calc cu celălalt picior, am simțit ceva moale și rece sub piciorul meu și zic, da, era un geri, da. Copilul meu, cel de-al doilea copil al meu, mezina mea, mă cadorisește în ultimele zile, cam în fiecare dimineață vine cu câte un geri. Da. Și nu știu de ce, am și lăsat o pereche de cizme acolo și nu știu de ce îl căuta după ce l-a omorât, că era mort. Nu știu de ce îl căuta printr-una din cizmele mele. Dar era foarte insistentă că e acolo. I-am arătat, i-am scuturat cizma, am mirosit-o și eu, adică am vrut să mă asigur și eu că nu mai e ceva pe acolo. Zic, Doamne, iată, m-am încalț cu ea și cine știe ce gângănie e prin ea. Și nu era acolo, dar ea n-a vrut să accepte realitatea faptului că nu este acolo. Da. So, asta facem astăzi. Termin, mai am 2 guri de cafea, o termin și mă îmbrac și plecăm. Și este și un pic de congelator afară. Da, cum ziceam în vlogul trecut, s-a tras cortina, s-a apăsat pe întrerupător și asta pentru că ieri au fost 6 grade dimineață, acum sunt 9, mi-arată telefonul, dar nu știu ce să zic. Nu, ale să simt cam ca 3. Thank you.
Opa așa, opa așa, opa așa, salutare! Vă explic imediat, imediat vă explic. Stați o țărucă. No, e aproape 12 pentru că m-am lungit cu editatul. Sunt foarte sexy după cum vedeți pentru că sunt în modulul meu de editat. Am apucat de dimineață să editez, am avut ceva treabă. Am sărit o zi cu vlogul, ca să știți, astăzi este duminică. Asta pentru că ieri am avut alte treburi, am pus un borcan de 3 kg de conopii de la murat, am făcut alte lucruri, mă rog, nu are importanță și am sărit o zi de vlog și nu am ajuns acasă. Când am ajuns acasă eram semi-obosită și vorbeam la telefon și mi-a ieșit din minte total că ar trebui să fac o încheiere a zilei de alaltăieri, când am fost la cursul de unghii, când am fost, m-am văzut cu Aniela și când am fost și la The Showroom, când am fost și la evenimentul de pe seară, care vă explic imediat ce a fost cu el. Bun, dar să o luăm cu începutul. Am ajuns mai devreme la locația unde se ținea cursul ăla despre care v-am zis, pentru unghii. În fine, l-am cunoscut pe Bogdan, am înțeles că Bogdan este ceva, o semicelebritate prin lumea ăstora care fac unghii, fac chestii, habar n-am, nu știu, nu mă pricep, Aniela știe, e domeniul ei, treaba ei, eu nu mă bag acolo. Am povestit puțin, am stat acolo, el a explicat fetelor, cursantelor niște lucruri, după care am trecut la treabă, mă rog, au trecut la treabă și am stat așa, cu mâinile, evident, pentru că mi-am făcut manicura, mi-a scurtat foarte, fata care a lucrat la mâinile mele, mi-a scurtat foarte, foarte tare unghiile, mai mult decât îmi place mie și mai mult decât era necesar, dar mă rog, era puțin și speriată și timorată, dar au ieșit ok, sunt drăguțe. E bine, nu v-am zis că nu mi l-am mai făcut de nu știu cât timp, dar simpluțe, mai ales pentru că sunt foarte, foarte scurte, le-a făcut simple, că na, ce să faci pe ele. Și am stat acolo până pe la 2 și ceva de acolo, am ieșit, după aia ne-am dus să mâncăm, că eram leșinate de foame amândouă, eram în modulul ăla de hangry amândouă, după care de acolo, când am dus la, am rămas la Cismigiu și am mâncat, după care de acolo, de la Cismigiu, am luat-o așa ușor, ușor pe jos și am ajuns la Journey Garden, parcă se numește, acolo unde am mai fost cu Eugenia de vreo 2 ori. Și am stat acolo și am băut cafea și am povestit și ne-am mai pus la curent cu ce s-a mai întâmplat nou în viețile noastre, pentru că și cu Aniela nu m-am văzut de ceva timp. Și după aceea am plecat. Eu am plecat la 6 la evenimentul meu, care era lângă, era chiar la Șocola, acolo, lângă Șocola, în spatele Ateneului, la The Room, Showroom, parcă se numește, unde Mihaela și cu Larisa aveau practic un eveniment prin care o sărbătoreau pe Larisa, care a împlinit 10 ani de creație, este designer vestimentar. Eu mi-aduc aminte că am mai întâlnit cu Larisa când am fost cu Eugenia odată la un târg din asta de Crăciun. Cred că până în pandemie sau nu știu, când am fost cu ea. Și era și un târg al designerilor români sau al artizanilor români. Acolo era și Larisa, că mi-aduc aminte că am vorbit cu ea și mi-a rămas, are și freza aia așa inconfundabilă, ca să zicem, și mi-a rămas în minte și am probat o fustă și o vestă de-a ei. Am găsit acolo rochie la care mi-a rămas mintea. Oh, este superbă. Este fix genul meu de rochie. Este genul ăla de rochie pe care dacă aș avea o aș purta-o la non-stop, dar este de vară și încă nu știu dacă merită să mă obosesc cu ea, plus că este destul de scumpicică, na, fiind de designer. Dar mă mai gândesc că mai am timp să mă mai gândesc la rochia aia, este oricum foarte, foarte drăguță. Am vorbit cu Larisa și a fost foarte drăguță acolo, am vorbit și cu mai multe doamne care au fost prezente, m-am uitat la mai multe piese vestimentare, foarte drăguțe. Am probat, cum ziceam, o fustă care este din aia maxi și este așa din aia amplă și frumoasă și Larisa a sugerat să o asocieze cu vesta aia, o să vă pun o poză dacă e pe aici, cu vesta asta metalică așa,
drăguță. Evident, combinația nu e stilul meu neapărat, dar arată foarte bine și le văd separat, piesele alea le văd purtate chiar și de mine, arată foarte bine, dar fusta aia chiar așa aia îmi place foarte, foarte tare și la ea stau și mă gândesc așa dacă ar fi o idee, doar că ar trebui scurtată pentru că este foarte lungă. Este foarte lungă și ar trebui scurtată, dar da, și am mai avut o rochie acolo care era absolutamente superbă. Nu aș avea unde să o port, dar ca idee, așa, așa am plecat de acolo, m-am trezit că mi-a dat Larisa o punguța asta și nu știu ce e, că nu știu. A, e o eșarfă. Ce drăguț! Ce drăguț! Ia uitați-vă ce drăguț e. Este o eșarfă. Așa. Și avem. Ok, se spală numai la mână și numai la 30 de grade. 100% silk. Larisa Dragna. Super. Made in Romania. Super, super tare. Să rămână. Mulțumesc mult de tot. Este foarte drăguță eșarfa. Și chiar e faină. Și ce mai? Stai să mai fiu aici. Nu v-am zis că nici nu m-am uitat până asta. Că am zis că mă uit cu voi și după aia... A, uite, un ghid de cum să îți iei... De cum să-ți iei un ghid de cum să-ți iei măsurile. Fine. Bine, eu știu deja, dar este util. Și un tabel cu măsurile ca să știi exact cam așa. Și ce mai avem aici? Să spunem, sunt două linii. What is this? Ah, ce tare! Un centimetru din asta, stil ruletă. Ce drăguț! Super tare. Foarte fain. Dar e în inch, mi se pare asta, nu? A, da. E, are o parte inch, o parte centimetri. Super. Foarte tare. Și e super că se strânge. Super, super. Asta chiar este foarte util. Am centimetre prin casă și tot timpul le pierd. A, și mai am un voucher. De 20% reducere la The Room Showroom. Da, așa se numește. The Room Showroom... Super tare. Da, o să văd dacă ajung pe acolo. Când mai ajung, o să mai am treabă pe acolo și o să vedem. Că v-am zis că mi-a rămas mintea la rochia aia. Este divină. Așa. Bun, stați să iau o gură de cafea și să... Mamă, cât de amară e. Au! Stați că mi-am adus aminte că am luat lapte vegetal. Just a second. Mi-am pus lapte în cafea. Much better. Ok. Îmi place cafea amară, dar asta are un gust, nu știu. Ieri, cum ziceam, n-am filmat pentru vlog, dar am fost un pic pe la Petro. Pentru că, așa cum v-am zis în vlogul trecut, am nevoie de niște vaze. Și m-am dus hotărâtă la Pepco după vaze. Vază m-am făcut. O să vedeți imediat. Deci vază m-am făcut. Fix vaze am luat. Toate vazele din lume eu le-am luat. Deci, aveam nici mai pungoiul, care s-a și rupt între timp. Bine că nu mi-a scăpat nimic pe bun. Fost la Pepco, nu la ăla de la mine de aici, din comună, care încă nu s-a deschis. Îl așteptăm cu mare drag și interes să se deschidă. Am fost la un alt Pepco, care e un orășelul ăsta de lângă mine, e un orășel micus în lume. Bun. Și avem două lucruri practice și le spun Dumnezeu cu mila. Deci, primul lucru practic pe care îl avem, și o să încerc să nu mai fiști, este această punguță, sau sunt două, ok? Sunt doi săculeți de pus diverse chestii la mașina de spălat. Adică, îți faci la mașina de spălat, sutiene, chiloți, șosete, de exemplu, ca să nu le mai pierzi prin mașină și așa mai departe. Și le bagi în săculețul ăsta. Ca să nu se mai se spală și foarte bine și nu se mai pierd prin mașină. Și nici se mai așa. Chestia este că eu foloseam săculețea de la Zara, doar că îi pierd.
Și săculeția de la Zara mai folosesc și când plec pe undeva, știți, ca să pun pantofii sau alte chestii. Și atunci am zis, dacă tot am dat de ăștia la Pepco, zic, hai să iau, că au fost și 5 lei și sunt foarte, foarte practic și util. Apoi, a doua chestie foarte practică în care m-am lovit și cu care am foarte entuziasmată și chiar i-am zis lui Pebă, zic, uite ce am găsit eu la Pepco, du-te și ia-ți și tu. Și am zis, da, ți-am zis acum 3 luni de chestia aia, zic, ouch, ok. Este acest pet care teoretic ar trebui să fie un burete de silicon pentru vase. Doar că știți că eu nu-l voi folosi pentru vase, ci îl voi folosi pentru pensule. Da, pentru că este mai mare. Erau într-un timp la DM niște chestii pentru curățat fața, tot așa din silicon, exact ca astea, și îți curățai fața. Doar că, nu știu ce am făcut cu ăla al meu, cred că l-am pierdut, habar n-am. După aia nu știu dacă am mai văzut. Și l-am văzut pe ăsta, zic, hai că-l iau, că-i numai bun și e și mare și pot să te învârți cu pensula pe aici. Și asta a fost 7 lei, 6 lei 50, mă rog. Apoi, a început nebunia. Am găsit o chestie din asta, care te... mi-am dat cu asta în ochi, așa, super. A fost 10 lei. Este o stropitoare pentru plântuțe. Dacă ai plântuțe și vrei să le stropești, să pulverizezi așa pe... frunzele lor, apă, n-am plântuțe, sau, mă rog, sunt afară cele care necesită acest procedeu. Dacă ai nevoie, să o faci cu asta. Dar mie mi-a plăcut foarte tare și eu am luat-o mai mult de decor. Să vedem unde o pun. Aici sau în altă parte, dar e mai mult de decor. Pentru asta am luat-o, nu neapărat ca să așa. Apoi, am luat cana asta cu Harry Poartă, pe care cel mai probabil în ultimul sau penultimul hold de la Pepco ați văzut-o, dar aia mea a suferit un accident și a fost omorâtă și am găsit-o aici, fiind un Pepco mai puțin retras și la țară oamenii nu prea au treabă cu Harry Potter, am găsit-o și zic, ia, hai că, hai că-mi tu mama, că tot o să spăr sesea mea și numai bine o înlocuiez. După aceea, tot din varianta Harry Potter și cum nu cumpără nimeni, l-am găsit pe Hedwig. Hedwig. Prima dată am crezut că e cană. Ăsta a fost 18 lei, by the way. Dar după aceea am citit aici că este Piggy Bank. Și e din ceramică acest Piggy Bank. Ia uitați-o pe Hedwig Piggy Bank. Evident, eu n-am luat-o că e Piggy Bank, am luat-o că vreau să-mi fac. Țineți-vă bine. Nu știu când, dar în curând, într-un viitor relativ apropiat, o să existe un raft aici la mine, nu știu care din ele, dar o să vedem la momentul respectiv, o să existe un raft Harry Poartă. Și în acel raft Harry Poartă, pe lângă cărțile Harry Poartă, vor fi amplasate și alte lucruri, cum ar fi agendele, cum ar fi cănile, cum ar fi Hedwig-ul ăsta, cum ar fi alte. Și mi se pare foarte drăguț și foarte realist și am mai un copy below și o să stea, evident, la mine pe raft. Yes! Ce drăguț arată! Și din aceeași categorie de nebunie, total inutilă, am luat și această cană sub formă de ceaun. Știți, ceaunele alea în care își făceau ăștia poțiunile. Harry Poartă și cu and Company. Harry Poartă and Company. Da. Eu îi zic Harry Poartă pentru că mă distrează foarte tare și pentru că știu că enervează pe Buzz când îi zic chestii, când îi zic așa. Și ea refuză să discute cu mine despre Harry Poartă pentru că îl numesc Harry Poartă. Dar mi-e simpatic, de-aia zic Harry Poartă. Stați să desfacem. Așa. Și asta la fel. A fost în colecția aia din toamnă și n-am luat-o când mi-am luat cana roșie și când am luat agendele și ce am mai luat, ce Dumnezeu am mai luat, atunci nu mai știu că v-am arătat într-un vlog. N-am mai luat cana asta. Mi s-a părut puțin inutilă, ca să vă spui drept. E foarte mare. Foarte faină. E drăguță, dar nu cred că am să o folosesc eu, adică asta nu e neapărat o cană pe care să o folosesc pentru băut, știți? Mai repede beau din cealaltă, dar m-am gândit că este bună de decor pentru acel raft care va să vină, acel raft Harry Poartă de care vă zic eu că va să vină. Și are și căpăcel și are și o baghetă cu care să mesteci în
băutura ta. Ceea ce mi se pare minunat. Dar am luat-o până la urmă pentru că m-am gândit că în raftul meu Harry Potter va arăta interesant. Dacă tot am găsit-o, am zis că e un semn. De fapt, așa mi-am pus și în minte. I-am zis, păi, nu o iau acum, atunci când am luat cana cealaltă și restul. Nu o iau acum, dar dacă mai iese în cale odată și o mai găsesc, înseamnă că e ok și pot să o iau. Sau, am luat-o. M-am ținut de promisiune. Nu, asta este, așa arată cealaltă. Că am cu toate casele, e roșie, spre deosebire de cele de anul trecut și de acum 2 ani, care una e argintie și una e aurie. Și asta e așa, tot așa, are blazoanele caselor, iar pe partea asta scrie Harry Potter, bă, Potter cu aurii. Nu. E faină, e drăguță, e simpatică și e, da, de decor. Again, de decor. Just for fun. Apoi, am mai luat încă o cană, care de data asta era la reducere și de dimineață când m-am trezit, mi-am stat și m-am gândit de ce n-am luat două, ca să am măcar două. Asta, o știți, dacă mă urmăriți pe Instagram, sigur ați văzut-o, pentru că am tot pozat-o. Doar că și asta a suferit un accident, am spart-o, mi-a căzut ceva, era în chiuvetă și am spart-o. Și, da. Așa. Și am recuperat-o, pentru că îmi place foarte tare, nu știu, îmi place designul ăsta al ei cu dungile astea, mi se pare foarte fain, așa, nu știu, elegant, simplu, dar elegant. Și asta vorbeam și cu Pebbles, că eram cu ea la telefon în timp ce povesteam, în timp ce mă uitam prin Pepco și povesteam că erau niște pahare foarte frumoase și am nevoie de pahare, că nu mai am pahare în casă, mai am două pahare mari și la din toată casa. Și povesteam cu ea că, bă, mi-aș lua paharele alea, sunt frumoase, sunt din alea finuțe, drăguțe, nu știu ce, dar eu nu pot să am asemenea chestii, pentru că eu, după cum deja v-am omorât, nu văd ca lumea și eu când am o cană sau un pahar în mână, se întâmplă câteodată să nu nimeresc masa, știți, sau să dau de masa, să de marginea mesei și de nu de multe ori mi s-a întâmplat să rămân cu cioburile în mână pentru că erau subțiri ale și eu am venit și am lovit de masă, efectiv, acum exemplific aici, știți, sau când, nu știu, mă ating de ceva, lovesc cumva tare pentru că nu estimez distanța corect dintre obiectul din mâna mea și masă sau alte lucruri pe care vreau să pun și atunci am nevoie de chestii solide, știți, mai țărănești, da, așa, și paharele mai țărănești. Am mai găsit aceste taburi, postituri, cum vreți să le spunem, sunt pastel, după cum vedeți. Nu am văzut din astea pastel, era singurul, pentru că îl mai luam. Asta au fost 3 lei. Mai luam dacă erau mai multe, pentru că sunt foarte drăguțe pastel și o să se potrivească super bine în cărți, în anumite cărți. Da, mai am din astea, dar sunt din alea neon. Și alea sunt foarte drăguțe, dar și astea pastel arată într-un mare fel. Sunt într-un mare, mare fel. Și ultimul lucru pe care l-am găsit și când l-am văzut zic, aaa, tu vii cu mine neapărat, pentru că face parte din acea nebunie a mea cu jocurile cumva vechi. Și mi-am promis că mi-au jocul ăsta de foarte mult timp și în momentul în care v-am menționat joculețul ăla care nu mai e pe aici, nu știu unde l-am pus, ăla cu cerculețele, deci trebuie să pui cerculețele pe bețișoarele alea, mi-ați scris și voi, zice, ăla și cu Tetris-ul. Și zic, da, Tetris-ul. Și mi-am promis de mult timp că mi-au Tetris și am tot amânat. L-am găsit pe net, se găsește pe net, eventual dacă vreți vă las un link, super ieftin, nu e nicio problemă. Și acum l-am găsit la Pepco. Am găsit Tetris la Pepco. Dacă vă puteți imagina și este ăla originalul. Bine, eu când am avut Tetris era galben și nu știu ce s-a întâmplat cu el. Galben cu butoanele gri, parcă era. Dar am găsit Tetris. Mi se pare incredibil. A fost 16 lei. Strănut? Așa. Sănătate, bucurie, la toată lumea. Stai, nu strica. Feeling-ul nu-i chiar același. Adică, parcă ăla era făcut dintr-un plastic. Dar e Tetris, nu contează. Hai să-l punem baterii. Am fost și-am luat și baterii. Ca să-i punem baterii. Să-i punem baterii, să vedem ce se întâmplă.
Și nu știu cum, dar am avut atâta stăpânire de sine să nu-l desfac astea. Yikes. Trebuie șurub. Just a second. Oh my god. All the feelings. Nici nu aveți idee. God! Hai, mă, cum a trebuit să mi-e. Stați, că nu văd. Iarăși nu văd. Again. Vechea poveste. Ce-ai făcut? Oh, mama. Oh. Ah, unde e ăla cu mașinuțe? Stați că trebuie să-mi aduc aminte cum am. Nu. Unu. Asta este cel clasic. 2. 4, 6. Hai, unde sunt mașinuțele? Lasă că pune și... Uite mașinuțele. Așa. Stați că trebuie să-mi aduc aminte care e ok-ul. Ok. Aha. Acum joc tenis. Da, știu că voi ăștia cu PlayStation-urile și Nintendo și nu știu ce, o să vă uitați la mine și o să ziceți ce, Doamne, iartă-mă, e prostia aia. Dar credeți-mă că la vremea noastră era... Oh. Bine, apăruseră alea cu Mario, deja când eram eu mică. Tetris mai aveau săraci, că apăruse Mario, apăruseră jocurile pe televizor, era altă chestie, era alt nivel. Dar... Da. Da. All the feelings. We love it. Vă dați seama că nu o să stau foarte mult să mă joc cu el, dar e factorul ăla nostalgic pe care îl aduce și cum ziceam, mi-am promis de mult că mi-au un Tetris și să am mașinuțe. Eu totuși vreau mașinuțe. Că la ăla cu mașinuțele nu reușeam să fac prea multe. Așa, ăsta. Aha! Haide! Nu prea se vede bine ecranul ăsta. Aaaa! M-am bușit. One more. Iar am atât. Da. Și cam asta a fost. Mai am ceva? Ah, mai am o piesă. Stați că era să uit. De domnișoara. Balerină sau yoghină. Nu, n-am stabilit încă exact ce este. Această statuetă din, cred că plastic. Da, plastic. Dar arată ca și cum ar fi din gips. Care a fost 21 de lei și mi-a plăcut foarte tare. Mi s-a părut foarte elegantă și foarte, nu știu... Îi desfac prostia asta de aici, așa, ca să o vedeți mai bine. Mi s-a părut așa foarte expresivă. Este și o poziție în yoga, asta, pe care nu am ajuns încă să o fac, pentru că necesită mult prea multă elasticitate, pe care eu nu o am. Dar mi se pare foarte drăguță tipa și foarte frumos făcută. Și mi-am zis, nu pare că e plastic, pare că ar fi gips și e și grea pe deasupra. Și, da, la fel, o să fie un obiect de decor foarte, foarte drăguț, foarte cute. Și cam asta e holul meu de la Pepcom de astăzi. Să adunăm toate astea, să le ducem la reciclat și să mă joc cu Tetris-ul. Nu, glumesc, nu o să mă joc cu Tetris-ul, că n-am timp de asta astăzi.
O să trebuiască să... astăzi este zi de content, iarăși pentru mine. O să filmez ceva, trebuie să filmez bine, trebuie să mă duc să mă aranjez și o să arăt și eu ca un om. Omenesc, omenesc, nu un om neomenesc. Să arăt ca un om omenesc și o să trebuiască să îmi pun și fața, să filmez ceva, să editez, să fac niște materiale pentru săptămâna viitoare, că se anunță tot așa săptămâna viitoare destul de încărcată. Și ceea ce e bine, adică mă bucură, nu mă plâng. Și de asemenea, ce o să mai trebuiască să fac? Nu știu exact, dar s-ar putea să mergem prin, nu știu, prin grădină, poate. Am niște trandafiri de tuns, mai am niște chestii de făcut, să poate, poate. Hai, că vedem. Seară și s-a făcut seară bine, în sensul că am stat două ore în casă, aproape, nu chiar, o oră și ceva, oricum. Da, până la urmă n-am mai filmat, n-am mai fost atât de productivă. Da, Udiță, a venit și Udiță. N-am mai fost atât de productivă cum îmi imaginam și asta pentru că m-am apucat, am curățat niște mail-uri, am curățat telefonul de diverse, am făcut... diverse, am planificat, am editat, am adunat, am făcut mai multe lucruri. Am senzația că e cineva afară. Și până la urmă am ieșit, n-am mai avut chef să filmez, așa că o să văd cum o să mă descurc mâine. Am să văd cum, ce fac mâine, că mi-am propus să mă trezesc mâine de vreme și să rezolv. Am ieșit cu fetele la plimbare, dar asta după ce am mai citit, că am citit ceva. Citesc acum Să ucizi o pasăre cântătoare. Deocamdată n-am păreri, că am ajuns, am citit cam 5 capitole din ea. Sunt scurte capitolele și mă cam plictisește pentru moment, adică nu am o părere clară, definită despre ea. Am fost cu fetele la plimbare, cum vă ziceam, am făcut niște paste în seara asta și după aceea am făcut o baie. Rămân ca mâine să mă trezesc foarte devreme, foarte, foarte devreme și să fac ce nu am reușit să fac astăzi. Niște chestii am de lucrat, niște chestii, să mai editez niște lucruri, să mai sortez niște lucruri, să mai pun în ordine niște lucruri, da. Este interesant treaba asta cu lucratul de acasă, pentru că acum lucrez de acasă, efectiv, și trebuie să-mi fac un program anume și încă nu m-am adaptat la treaba asta, dar nu e problemă că o să ne adaptăm. Deci asta o să fie în principal. Mâine să mă apuc să-mi recuperez din lucrurile pe care le-am de făcut. Și ce ar mai fi? Cam atâta. În principiu, nu știu dacă vedeți, dar sunt foarte uleioasă pentru că mi-am dat cu retinol. Am retinol din ăla 0,5 în suspensie de scoalan, care este ulei și... place, sunt așa în pregătire pentru tretinoină, pentru moment, și îmi place doar că e uleios, așa, să ia pe pernă și pe asta după o perioadă. Da, am o rutină de skincare foarte, foarte simplă în ultima perioadă și faza este că acum cel puțin simțeam nevoia să mă exfoliez, mi-am pus o mască în cadă. Acum am născut din aia cu argilă de la Asla Vital, care sunt foarte, foarte bune măștile alea cu argilă. Argila aia pentru măști este foarte, foarte bună și poți să-ți faci mască cum vrei tu. Și mi-am făcut o mască din aia simplă, așa cu argilă, că simțea nevoia de exfoliere și să-mi curețe pielea. Și da, acum retinol. Și după ce termin retinolul ăsta o să revin la tretinoină, despre care o să mai vorbim.
O să mai vorbim, că mai avem de vorbit. Bun, vă las și o să reluăm vlogul ăsta, nu cred că mâine, ci poi mâine vedem în funcție de cum am și eu timp și ce program am, că v-am zis, sunt puțin împrăștiată cu programul zilele astea, dar îmi revin eu. Hello, de bună de dimineața, ce faceți? Mă rog, bună dimineața, aiure, 12 și ce? Pentru mine este încă dimineață pentru că abia m-am trezit. Pentru că m-am trezit foarte greu și pentru că este frig și n-am ieșit afară până la ora asta și mi-este greu și e așa și îmi fac curaj să ies afară și pentru că a ieșit totuși soarele și pare că se încălzește, vreau să ies să fac câte ceva pe afară pentru că s-ar putea ca zilele viitoare să vină ploaia, să fie frig, frig, frig și o să mă baricadez în casă și o să se termine cu povestea de afară și tot îmi promit de câteva săptămâni bune că ajung și eu în grădină și că fac și eu niște chestii și că curăț și eu pe acolo și că aranjez și eu ceva și că fac treabă și n-am mai apucat pentru că am avut alte chestii de făcut și cred că trebuie să-mi prind părul altfel că nu-mi place cum stă, dar anyway, ce faceți? Da, m-am trezit foarte târziu, ceea ce pentru mine e, am făcut câteva chestii, am lucrat la câteva chestii și m-am trezit că e 12, efectiv, am mâncat ceva și acum vreau să mai fac o cafea, că am aici rămășiță de cafea uitată în cana asta, dar vreau să mai fac o cafea și după aceea să ieșim efectiv afară și să vedem ce putem să facem prin grădină și prin alte părți, pentru că ar fi foarte fain să ne mai bucurăm de zilele astea care au mai rămas cu soare așa și cu un pic de căldură cât de cât. Grădina mea care a fost abandonată, după cum v-am zis, și da, interesant, nu știu ce să zic. Am și niște mere care așteaptă să fie făcute compot pentru că sunt stricate. Mare parte din merele pe care le-am cules anul ăsta au fost ciugulite de păsări și le-am pus deoparte, evident, nu le-am pus cu cele sănătoase pe care le-am băgat în beci. Așa, și ca până nu se strică de tot, să fac din ele, să fac compot sau un gem, magiun, ceva, something, să vedem, să încercăm, ca să fie. Au ieșit foarte multe mere, dar uite că nu așteptam la treaba asta cu merele, că ar putea să fie ciugulite, deci pentru la anul va trebui să luăm măsuri. Și măsuri înseamnă plasă, ceea ce pe mine nu prea mă încântă, pentru că acea plasă arată destul de odios. Dar vom vedea la momentul respectiv. Anyway, da. În rest, stați că mai aveam o chestie pe care voiam să vă zic, pentru că ați făcut foarte mult mișto de mine. Într-o zi când am făcut un story, nu, și mai venim mie să vorbesc cu voi pe story și mă aranjam. Și, apropo de story-ul ăla, mă aranjam, mă dădeam cu anticearcă, pentru că acum m-am dat de cu SPF și mi-am făcut sprâncenele. Și va distra foarte, foarte tare că am zis că mă duc în grădină și că eu mă machiam și că mă aranjam și că cine se machiază și cine se aranjează pentru mersul în grădină. Eu cred că n-ați înțeles multe dintre voi principiul de bază pe care l-am mai discutat în clipurile cu eleganță. Nu este vorba de faptul că te machiezi sau că te aranjezi pentru grădină. Este vorba că ești tot timpul pregătită pentru orice s-ar întâmpla. Și exact asta a fost în ziua respectivă, că eu am plecat pe ideea că o să mă duc în grădină și o să aranjez exact ce vreau să fac acum în momentul de față. Și m-am trezit că m-am dus la vecină, mi-a avut treabă cu mine, după aceea am făcut nu știu ce, după aceea am făcut nu știu ce, după aceea a venit cineva, după aceea a trebuit să mă duc eu undeva și uite așa, am plecat și efectiv dacă nu stăteam în momentul ăla dimineață să mă aranjez, ieșeam ca o mumie pe stradă. Ieșeam nearanjată pentru că efectiv n-am mai avut când în ziua respectivă și asta e ideea. Principiul nu este că te aranjezi pentru grădină, ci că te aranjezi pentru tine în primul rând și în al doilea rând să fii pregătită pentru orice fel de situație, orice s-ar întâmpla. Înțelegeți? Și asta vă recomand și vouă. Nu contează că vă duceți, că mi-a mai scris inclusiv Aniela, mi-a zis, nu cred că nici nu cred că mă pieptănam dacă mă duceam în grădină. Foarte trist, ce să zic. Asta este. Dar eu cred că e bine să fii pregătită pentru orice fel de situațiune. Indiferent că te duci în grădină sau că te duci la o gală. Whatever. Știți?
La asta, la asta mă refeream. Pentru că, așa, acum cu anticear, că nu o să mai dau, am ceva aici. Ce? Dumnezeu. Acum cu anticear, că nu mai dau. Dar ar fi bine să găsesc un balsam de buze. Că n-am nimic pe buze. Vreau și un balsam de buze. Please, please, please. Știți că am zis că trebuie să fac curățenie în sertarul ăsta? În continuare am aceeași problemă. Niciun stres. În continuare am aceeași problemă că trebuie să fac curățenie. Curățenie! În această cutia Pandorei. Efectiv, că parcă ar fi cutia Pandorei aici. Drept dovadă că e cutia Pandorei. Apropo de ce am dat mai devreme, stați ca să vi-l arăt cum era. Deci am o papiotă murdară, evident, de fond de ten și de astea, și un ac și un creion un creion de ochi care a intrat prin papiotă. Da? La asta mă refer când zic că e cutia Pandorei. Nu vreți să știți ce este în acest sertar. Cred că găsim și arme albe, dacă căutăm cu atenție, s-ar putea să fie și niște arme albe. Dacă agrafele pot fi considerate arme albe? Nu. Așa, vreau, dar eu plecasem în ideea că vreau un balsam de buze. Avem? Avem! Dar cine știe cum e lui. Așa, am inclusiv rezerve pentru silou. Ce ziceți? Because why not? Asta e roșie prea intens. Am niște căști pe care nu le mai pot folosi. Dar cred că soluția magică ar fi... Uite mă, era în fața mea. Asta. Soluția magică ar fi să, în momentul în care deschid sertarul și dau de un lucru inutil, să-l scot din sertar. Dar problema este că după aia trebuie să pun undeva. Perspectiva care iarăși nu-mi place. Nu știu cum să zic, dar nici perspectiva nu-mi place. Timini! Timini! Mai e simpatic? Mai e simpatic? Ce? Da, vulpițe. Da, vulpițe, e vulpițe. Nu-și face nimic, vulpițe, e vulpițe. A venit vulpițe, iubește mama vulpițe. Ce face vulpițe lui mama și cum pica mea? Ia, mă las să-ți iau ciulinele ăla de aici. Hai, lasă-mă, iubito. Am făcut cafeaua mea, care are o culoare discutabilă și voiam să vă arăt cât de verde este situațiunea pe aici. Asta numai pentru că am udat gazonul și pentru că gazonul, dacă îl uzi, are o rezistență deosebită la secetă, dar numai dacă îl uzi și dacă bagi tone de apă în el. Uitați-vă că ce diferență este între iarba din spate, unde este iarbă pur și simplu, și gazon. Și ce vreau eu să fac acum, în următoarele ore, este să tundem acești trandafirași, cărora le-am promis de foarte mult timp că-i tund, și să-i aducem la un anumit nivel pe toți, să fie la aceeași înălțime, ăștia de aici. După aceea, aș vrea să scot povestea de aici, să curățăm aceste flori de... ce erau? Crăițele. Crăițele, vreau că... tot vine să le zic marigolds în engleză. Așa, și trebuie să le scoatem de acolo, că s-au uscat. Ele cred că ar mai fi rezistat, dar n-am apucat eu să le ud suficient de mult timp. Acolo este, unde vedeți voi albul acolo în spate, este tencuiala. De la, asta cum îi spune, de la living și de la bucătărie. Pentru că, da, o folosim ca să înălțăm pământul acolo în spate, încă este mult mai jos decât aici și v-am povestit în vară, în vlogurile anterioare, că tot încerc să ridic nivelul grădinii. Ei, asta se întâmplă și acolo. O să ajungem și prin partea aia. Where is a sad, sad, sad story? Și să vedem ce putem să facem.
Ok. Am frezat puțin ăștia, dar doar foarte puțin. Am încercat să-i aduc la același nivel. Bineînțeles, ăia puși în primăvară sunt încă foarte micuți. O să crească, nu-i problemă, o să-i ajungă pe ăștia din urmă. Oricum mai vedem la primăvară. Asta e doar așa de control. Am încercat să scot de acolo bălăriile și frunzele. Încă n-am scos toate frunzele, dar în mare e mai bine. Pentru că frunzele n-au ce căuta la baza pomilor. Da, 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 știm teoria cu frunzele trebuie lăsate jos ca să se facă compost, dar nu în cazul pomilor fructiferi, pentru că frunzele, de-aia căcat jos, s-ar putea să aibă boli, să dea naștere la tot felul de boli, să la spor și așa mai departe. Și atunci, într-o livadă, frunzele se curăță. În pădure, da, frunzele pot să rămână jos pentru a crea un strat de compost sau de sol. Bun, deocamdată e ok. Hai să trecem în partea asta, la dezastrul ăsta. Hai să atacăm dezastrul ăsta și să vedem ce o mai fi după.